cum consilierii județeni nu au considerat a fi o oportunitate alocarea de fonduri pentru achitarea celei de-a doua tranșe a aparatului de radiologie de la Spitalul Roman, conform contractului încheiat cu firma furnizoare, în luna august încep să curgă penalități de întârziere. La sfârșitul lunii august. Și care e valoarea penalităților? 0,01% pe zi din sold, conform contractului. Așa sunt toate. Noi sperăm să nu ajungem acolo. Să zicem că prima ședință de Consiliu Județean a fost una de antrenament, așa, și nou. Dar eu chiar sunt curios dacă acei consilieri din Roman au votat pentru sau împotriva. Spitalul Roman a făcut eforturi financiare proprii care nu sunt de neglijat pentru achitarea tuturor cheltuielilor de autorizare necesare punerii în funcție a aparatului radiologic. Da, din păcate nu ar trebui să fie. E o discuție veche care e de un an și ceva asumată. Au fost eforturi din partea tuturor să facem această investiție absolut necesară în zonă. Noi am făcut niște eforturi suplimentare considerabile prin autorizări și taxele care s-au plătit. Și a pus să obținut din toate avizele. Și ar fi păcat ca să ne necăm ca țiganul la mal, chiar dacă nu am reușit să-l punem în funcțiune cum ne-am propus la sfârșitul mai să intre de la 1 iunie, nu am reușit să intrăm în contract cu casa pentru servicii de acest tip. Avem promisiunea că în cadrul funcționării și punerii în funcțiune, pe ultimul trimestru, ne vor primi la o renegociere să putem prinde și astfel de servicii pe contractul cu casa de asigurări pentru a acoperi cheltuieli suplimentare. Aparatul achiziționat la Roman este de ultimă generație și lucrul cel mai important în opinia conducerii unității sanitare este acela legat de nivelul de radiații scăzut. Dar nu vă ascund că cel mai important este faptul că acest aparat este de ultimă generație, radiază pacienții mai puțin, obține un flux informațional foarte ușor către secții și arhivarea tuturor datelor și cheltuieli mai puține pentru că nu vom mai folosi film. De reamintit faptul că la ultima ședință de Consiliu Județean, majoritatea consilierilor județeni PSD, PMP, ALDE, inclusiv cei din zona Roman, Dan Manuliu, Oana Bulai, Eduard Corduneanu și Florin Grumăzescu, nu au fost de acord cu alocarea la rectificarea bugetară curentă a sumei reprezentând a doua tranșă din valoarea aparatului de radiologie cumpărat de Spitalul Roman.